Bună ziua, stimați uneșteni! Permiteți-mi ca, în calitate de președintea Organizației Județene a Partidului Social Democrat, să asigur în această după-amiază funcția de amfitrion, de moderator acestei adunări. Un moment important din viața organizației politice a Partidului Social Democrat, un moment important în viața Oneștiului. Dați-mi voie să îi urăm încă o dată, ați făcut-o deja dumneavoastră cu atmosfera extrem de plăcută la început, să îi urăm un sincer bun venit la Onești în județul Bacău, președintelui Partidului Social Democrat la nivel național, domnul deputat Liviu Dragnea. Salutăm prezența în prezidiu a domnului vicepreședinte la nivel național, a domnului deputat Gabriel Vlase. La fel, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu. Și nu în ultimul rând, ba poate cei mai importanți oameni din această sală, domnul Emil Lemnaru, primar al Oneștiului, atâtea ani, unul din cel mai longeviv primar de mediu urban din județul Bacău și cu siguranță unul din cei mai longevivi și mai experimentați în sensul extrem de pozitiv la nivel național. Dar sigur, personajul cheie, omul pe umerii căruia se așează toată greutatea momentului, toată greutatea campaniei, sperăm și toată responsabilitatea Oneștiului pe următorii 4 ani, este președintele Organizației Municipale a PSD Onești, candidatul pentru funcția de primar, domnul Nicolae Ignatiuc. Și în ultimul rând, dumneavoastră, cei care sunteți până la urmă coloana vertebrală a unei organizații care a fost foarte mult timp, organizație cu cele mai bune rezultate la nivel județean, organizație Fanion, dar pentru că natural uneori se întâmplă să ai și rezultate, nu poți să ai la nesfârșit victorii răsunătoare, categorice, organizația Onești, organizația PSD Onești, subliniez încă o dată una dintre cele mai bune la nivel județean și cred că acest status și el va recâștiga odată cu alegerile locale din 5 iunie. Și pentru asta vă mulțumesc în numele tuturor președinților de PSD la nivel național și la nivel local. Am să încerc să sintetizez cât mai pe scurt momentul în care ne aflăm, încercând să îmbin și experiența politică și experiența administrativă. Cunosc destul de bine și organizația, cunosc destul de bine și evenimentele administrative din viața Oneștiului din ultimii ani și trebuie să ne structurăm foarte bine așteptările de la aceste alegeri și de la următorii 4 ani pentru Onești. S-au întâmplat lucruri pozitive în Onești la nivel de infrastructură până în 2012 și îndrăznesc să spun, fără a supăra și fără a jigni pe nimeni, și în perioada 2012-2015. Subliniez 2015. Și nu este un secret și aș fi ipocrit sau demagog să spun că, domne, să neg ceea ce vorbeam în urmă cu 3, 2 sau un an legat de ceea ce s-a numit până la un punct administrația Neghină. Administrația Neghină a continuat și acolo unde a fost de îmbunătățit, a îmbunătățit. Multe proiecte lăsate și pe hârtie și în implementare de către primarul Emil Lemnaru. De ce mă opresc la momentul iunie 2015? Pentru că știți foarte bine, din acel moment primarul Neghină nu și-a mai putut exercita funcția de primar, mandatul de primar, și primăria, din varie motive, a intrat într-o, sau activitatea administrativă a intrat într-un impas. Într-un impas, anumite proiecte s-au încetinit, unele n-au mai pornit, altele, din cauza apropierii campaniei electorale, au intrat într-un impas puternic, le știți și dumneavoastră. Eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, vreau să vă asigur că și cât am lucrat cu domnul Lemnaru și cât am lucrat cu domnul Neghină,
În Onești au fost parteneriate care s-au concretizat în investiții importante, în investiții care țin de mediu, investiții care țin de infrastructură. Și sigur că acest lucru trebuie să ne propunem și pe viitor, cu președinte de Consiliul Județean PSD, cu primar de la PSD. M-a rugat domnul Gnatiuc, candidatul nostru, să insist pe investițiile din sănătate, cele pe care avem parteneriate încheiate între Consiliul Județean și Primăria Onești. Înțeleg că există, e o zvonistică prin oraș, că se vor opri investițiile la spital dacă iese domnul Gnatiuc și nu câștigă altcineva. Nu există așa ceva. Vă promit și vă dau cuvântul de onoare că investiția de la spital pe compartimentul de primire urgență, aproape 1.800.000 de euro, se va finaliza, ea este în plină execuție, știți foarte bine, se va finaliza până la data de 1 septembrie. La fel de bine cu modernizarea altor 4 secții de la Spitalul Municipal Onești, tot aproape 1.800.000 de euro, suntem în procedură de achiziție și în vara acestui an probabil vor începe lucrările și sunt convins că vor fi lucrări puse în operă de primarul Gnatiuc și de președintele Consiliului Județean Sorin Brașoveanu. S-au mai făcut investiții din fonduri europene pe zona de mediu, pe închiderea depozitului de gunoi, s-au mai făcut investiții în stația de sortare, de transfer, de compostare. N-aș vrea să le detaliez foarte mult, spun atât că dacă nu făceam aceste investiții, municipiul Onești și județul Bacău riscau amenzi usturătoare. Știu că este o problemă și nu știu câtă lume mai pricepe din toată această nebunie mediatică iscată în jurul acestui subiect pe apă canal, pe investițiile în utilități. Poziția mea a fost una, poate de-a lungul timpului, poate, nu poate, cu siguranță, n-a fost pe placul unor agenți economici, poate și a unor oameni care au ocupat funcții în administrație, dar a fost corectă cu interesele Oneștiului și corectă cu interesele cetățeanului. Datorită unei privatizări prost făcute în 98, când a fost privatizat și gunoiul, și apa, și canalul, deci utilitățile, atenție, în 98 de către PD, o privatizare prost făcută, în Onești, la utilitățile de apă și canal, statutul juridic nu este foarte clar, este în continuare încălcit și a făcut subiectul unor procese care s-au întins ani și ani. Și deși operatorul privat a pierdut toate procesele, a început să piardă de un an sau doi toate procesele, acum se judecă Consiliul Local cu operatorul privat pentru evacuare. Vreau să vă spun că din cauza acestei privatizări prost făcute și din cauza unui operator care n-a înțeles că e mai importantă calitatea vieții oneștenilor, primul tren al modernizării acestor utilități s-a pierdut. Programul de post mediu 2007-2013, Oneștiul n-a putut intra pentru că regimul juridic era neclar. Pentru unii poate sună familiar aceste lucruri, pentru unii poate sunt o noutate, dar sunt adevăruri crude și realități cu care vrem, nu vrem, place, nu place, ne vom izbi. Și știți foarte bine că am ținut o corespondență și pe mass media, atât cât se poate, și cu Consiliul Local Bacău pentru nou program pe mediu, POIM. Practic, acum, programul operațional de infrastructură mare. Sunt 30 de milioane de euro de care Oneștiul are nevoie ca de aer pentru a investi în alimentare cu apă și canalizare, pentru a schimba niște conducte care sunt vechi de 40-50 de ani, care au fel de fel de probleme, fel de fel de pierderi și care nu se modernizează pentru că operatorul privat nu are banii, evident. Administrația oneșteană nu are nici ea banii și nu are nici posibilitatea pentru că investește într-o zonă neclară din punct de vedere juridic, dar cel mai frustrant este că sunt fonduri europene pentru așa ceva. Județul Bacău are practic două aplicații pregătite. O aplicație de 170 de milioane de euro, care nu include Oneștiul, include municipiul Bacău și alte localități din județ, și una de 200 de milioane de euro, care include și Oneștiul, dar care nu va fi fezabilă și nu va fi implementabilă dacă nu se rezolvă acest litigiu juridic, ajuns practic în ultima etapă între Consiliul Local și operatorul Apă Canal, celebrul domn Fântână, celebrul domn Budeanu, ca să mă înțelegeți mai bine. Sper și trag nădejde că odată cu instalarea unei noi conduceri la Primăria Onești, cu un Consiliu Local care știe ce vrea, cu un Consiliu Județean partener, cu compania de apă care să fie și ea partener în acest proiect, în această vară să putem să rezolvăm aceste
aceste probleme și cu bunăvoința operatorului privat și să putem să prindem aceste investiții în alimentare cu apă și canalizare pe aplicația județului Bacău. 30 milioane de euro care s-ar simți în calitatea vieții fiecărui oneștean. Și aici vorbim și de calitatea apei și de prețul apei, pentru că să știți că nu operatorul privat plătește astăzi pierdere, ci chiar populația Oneștiului. Au fost, repet, în administrația Neghină 2012-2015 mai multe lumini decât umbre. Au fost lucruri bune. Din 2015 până în 2016, în schimb, lucrurile nu au mai mers așa cum ar fi meritat oneștenii și cum ar fi trebuit să meargă. Sunt proiecte, am să vă dau un exemplu, sunt proiecte semnate la Ministerul Dezvoltării în 2015 pe modernizarea unor străzi, domnul Gnatuc le știe bine, semnate de Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale, domnul Liviu Dragnea, de aproape un milion și ceva de euro pentru modernizarea unor străzi în Onești și ele nici acum nu sunt scoase la licitație. De ce? Eu cred că din mai mulți factori, dar în principal datorită faptului că nu există la momentul acesta o autoritate în adevăratul sens al cuvântului pe fotoliul de primar. Cineva care să preia frâiele, să-și asume răspunderea, să ducă licitațiile și procedurile până la capăt, că și așa legea achizițiilor publice este extrem de stufoasă și așa funcționarii din primăria Onești nu prea mai au curaj să ia decizii. Și atunci când înțeleg că în decurs de un an dumneavoastră sunteți la al treilea primar. Practic acum un an era domnul Neghină, acum o lună era domnul Cristea, iar acum e un alt domn, tot de la UNPR. Trei primari într-un an este un record național, la nivel național, de nedorit. Nu sunteți dumneavoastră vinovat, nu e vinovată populația Oneștiului de acest lucru, dar evident că 6 iunie, 5 iunie, ziua de duminică și după aceea 6 iunie trebuie să însemne un moment zero, un moment în care Oneștiul să strângă rândurile și să pornească, să nu mai rateze niște oportunități pe care le oferă și bugetul de stat, Ministerul Dezvoltării și fondurile europene. Și sigur că aici important este parteneriatul Consiliul Județean, important este ceea ce ca primarul care va fi acolo să aibă toată susținerea populației, susținerea Consiliului Local și să se apuce de treabă. Sunt convins că domnul Gnatiu, care are o experiență administrativă destul de bună, ca să spun așa, în 4 ani, ai cam dezlușit tainele administrației, cu echipa de consilieri care am văzut că s-a articulat și s-a armonizat foarte bine, există toate premisele ca Oneștiul să câștige timpul pierdut în acest an și să aducă, să vină investiții care să se simtă în calitatea vieții fiecărui oneștean. Mai sunt și alte proiecte, vreau să îi las și domnului Gnatiuc să vă detalieze câteva dintre ele. Pe sănătate, Consiliul Județean își continuă aceste proiecte. Spitalul este o prioritate și la Moinești, și la Onești, și la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Sunt 3 milioane jumate de euro, vă repet, pe care Consiliul Județean le are bugetizate, le are prinse și se vor implementa. Nu se pot condiționa investiții în sănătate de rezultatul alegerilor. Și o spun răspicat, că nu este frumos din partea contracandidaților, pe mulți îi cunosc, nu este frumos să spună că dacă va câștiga domnul Gnatiuc, nu se vor mai face investiții în sănătate în Onești. Ba da, se vor face investiții în sănătate în Onești, în primul rând că există niște parteneriate clare și noi, cei de la PSD și eu și domnii de aici care am venit astăzi să vă vorbim, suntem oameni care în primul rând ne ținem de cuvânt. Poate nu suntem cei mai carismatici, poate nu suntem cei mai simpatici, dar cu siguranță cam ce am promis în toate campaniile, fie le-am finalizat și recepționat, fie sunt în procedură de implementare. Eu am toată convingerea că nu numai dumneavoastră cei din această sală, dar în principal dumneavoastră îl veți susține în următoarele 2 săptămâni pe Nicu Gnatiuc în misiunea sa de a câștiga primăria Onești. Nu este o misiune ușoară, pentru că și aici sunt fel de fel de mișcări electorale, fel de fel de petarde, fumigene aruncate. Trăiesc speranța și nădejdea că Oneștiul va avea un primar PSD și va avea un primar PSD care peste 4 ani să se prezinte cu fruntea sus și în fața dumneavoastră și în fața oneștenilor. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Am să-i predau cuvântul domnului Ion Lemnaru, primarul Oneștiului atâția ani. Dacă nu greșesc, cred că vreo 18 ani. Repet, cel mai experimentat om, un om de la care ai întotdeauna ce învăța, un primar în adevăratul sens al cuvântului, pentru că știa foarte bine ce problemă e pe strada aia,
în cartierul respectiv. Sunt convins că își va exprima sprijinul pentru domnul Gnatiuc și pentru culorile alb-roșii ale PSD-ului. Domnule Demnaru, vă rog. Stimate domnule președinte Liviu Dragnea, stimați domnilor președinți și politici și la Consiliul Județean, doamnelor și domnilor. Trec ani, așa cum au trecut și 18 ani de când noi, Partidul Social Democrat, cu diverse denumiri, am condus acest oraș. Cu întrerupere de 4 ani, 2012-2016. Și în această perioadă, PSD-ul s-a afirmat nu numai pe planul municipiului Onești, ci în toată Valea Trotușului. Când la Bacău deja s-a început să îngălbenească zona, adică veneau liberale, la noi am păstrat-o roșu, să spunem așa. Roșu în sensul bun al cuvântului, a celor care știu ce înseamnă social-democrația, să se bată pentru ea. Pentru zona în care trăiesc, muncesc, își aducă copiii. Desigur, rezultatele au fost foarte bune. Suntem într-o sală, puținele din țară, care a fost modernizată. Chiar citeam acum câteva zile la Bacău și ultima sală de cinematograf a fost închisă. Deci tot ce a aparținut statului a fost distrus. Această sală este modernă, are cinematograf 3D și sala de spectacole am transformat-o și de întâlniri politice, cum este astăzi. Sunt multe lucruri de spus. Campania electorală a început, deja 2 săptămâni am parcurs cu domnul Gnatiuc și echipa de consilieri din campania electorală și am concluzionat mai multe lucruri care, desigur, vor completa programul politic al partidului nostru și vor încerca să rezolve din problemele care au fost trenate în această perioadă. Spun că două lucruri trebuie să le s-au desprins în această chestiune, în mod deosebit. Cea legată de faptul că trebuie ca infrastructura legată de apă și canalizare în cartiere trebuie făcută, de asemenea infrastructura rutieră, și cred eu că aceste două chestiuni, cetățenii din zonele respective vor fi mulțumiți. Este un program care continuă și a fost susținut de către Consiliul Local Bacău, Consiliul Județean Bacău, președinte Dragoș Benea și Consiliul Local Onești, program care a făcut la un moment dat ca pe județul Bacău să fie accesate 108 milioane de euro și noi ne-am retras din ADIP, tocmai în speranța că vom accesa și noi aceste fonduri europene, din dată ce relațiile cu societatea Apă Canal, care exploatează ilegal aceste utilități, proprietatea municipiului, să fie rezolvate. Și am convingerea că aceste chestiuni vor fi cât de curând puse la punct, ca și oneștenii să beneficieze de o apă la un preț mai mic decât cel care se poartă acum. Sunt multe probleme. Și aș mai aminti una. Avem o problemă de interes județean. Este vorba de pasaj rutier pe sub calea ferată. Acum cozile ajung și de o parte și de alta până la aproape 1 kilometru. Este o lucrare începută în 2012 și trebuie să o continuăm. Am convingerea că bunele intenții a domnului Dragoș Benea, lucrurile bune făcute vor continua și în mandatul care va fi preluat după data de 6 iunie, cred eu, de domnul Brașoveanu. Un om extraordinar. Iar ca orașul nostru să poată prospera sub aspectul refacerii cât de cât a industriei, relansării într-un fel și interesului zonei noastre care la un moment dat asigura producția județului Bacău 54% și restul făcea Bacău cu toate localitățile. Nu dorim acest lucru, au trecut acele timpuri. Dar cel puțin să fim branșați la autostrada Bacău, Onești-Brașov, pentru ca interesul celor din vest să fie mai bun către noi. Să aducem acele dezvoltări care se fac în Transilvania și la Onești. Avem oameni capabili, oameni buni, chiar dacă ne-am mai rărit în ultima vreme, au plecat de aici mulți oameni, dar există forță și vitalitate. Onești va deveni un centru politico-administrativ pentru Valea Trotușului. Sunt în jurul nostru aproape 180.000 de locuitori. Și cred că lucrurile acestea trebuie să ne ajute atunci când se va face împărțirea sau regionalizarea, așa cum se discută și unde domnul președinte Dragnea cunoaște foarte bine problemele acestea. Eu doresc tuturor mult succes și cred că generația care și-a cam încheiat mandatul, cum sunt eu, dar pe linie de Consiliul Local sper să fiu alături de domnul Gratiuc, să-l susțin, și ceilalți tineri care astăzi vin în întâmpinarea populației a dumneavoastră să obțină rezultate cel puțin la fel de bune ca și cele de până în 2012 și cele care au ajuns și astăzi foarte bune. Vă mulțumesc și cred eu că vom avea succes în această campanie electorală. PSD-ul va câștiga alegerile locale și la județ vom avea președințe și pe domnul Brașoveanu și la nivel național domnul Dragnea să nu că griji cu Oneștiu că o să fie bine. Și atunci,
Succes, PSD! Domnule Naru, sigur că oneștenii vă sunt cei mai apropiați, dar domnul Sorin Brașoveanu, în calitate de candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, este dator să vă spună câteva cuvinte. Eu vă spun că am lucrat cu el foarte mult timp și foarte bine. Este un om al parteneriatului prin excelență. De fapt, așa a și dezvoltat una dintre cele mai performante direcții de asistență socială și protecția copilului la nivel național. Are parteneriate cu societate, cu ONG-uri, cu UNICEF-ul, cu ambasade din România. Sunt foarte mulți bani veniți pe zona de protecția copilului și pe zona socială, de care Sorin Brașoveanu cu siguranță nu este străin. Deci, un președinte care va ști să susține ideea de parteneriat, pentru că, până la urmă, asta este menirea Consiliului Județean. Acolo unde există deschidere, există înțelegere, să se poată face proiecte și cu bani de la Consiliul Local și de la Consiliul Județean. Domnul Brașoveanu, vă rog. Hristos a înviat și bine v-am găsit. Domnule președinte, am avut onoarea și oportunitatea, ca de foarte tânăr, aveam 20 și ceva de ani, să formez o echipă și să fiu sprijinit atunci de Consiliul Județean și să mi se dea această posibilitate. Și am plecat de la un număr de 30 și ceva de posturi și am ajuns acum vreo 8-9 ani, în care echipa pe care o coordonam aveau 2500 de angajați, cu peste 50 de funcții de conducere în cadrul acestei, cu instituții și servicii în tot județul. Și am tratat cu mare seriozitate, pentru că atunci, sigur, erau foarte multe discuții, dăm această direcție și este foarte greu, va trebui să facă reformă, va trebui să schimbe sistemul pe mâna unui tânăr. Erau foarte multe îndoieli în privința asta și m-am simțit atunci responsabil față de cei care au avut încredere în mine și am avut această ocazie să formez o echipă, ceea ce nu este ușor. Nu este ușor și știți foarte o echipă de profesioniști, pentru că am schimbat un sistem închis. Iar aici, la Onești, am o experiență profesională frumoasă. Frumoasă și bogată, cu oameni deschiși, cu administrație deschisă, vorbesc 97-98, era domnul Lemnaru primar atunci, deschis către societatea civilă și foarte multe organizații neguvernamentale care au înființat aici. Aduc aminte de binecuvântați copii și văd aici în sală câțiva din membrii de atunci, mai târziu Asociația Incluziunea, după aceea echipa Victor Lelio și dacă în Onești era 97 un leag în care erau copii între 0-3 ani în sistem închis și era o infirmieră la 20 de copii, vă dați seama că nici nu putea discuta abia dacă reușea să schimbe și să le dea de mâncare, dar apoi celelalte nevoi să socializeze, să înveți să meargă, să înveți afecțiune, să înveți toate celelalte. Și mă bucur că văd aici în sală foarte mulți colegi, foarte multe cunoștințe cu care eu am colaborat în toți acești ani. Am schimbat, împreună am schimbat, am fost deschis spre așa ceva, știam că numai cu banii de la buget nu poți face mult și am fost deschis către orice alt parteneriat care știam că poate construi și care poate, putem face ceva și schimba ceva. Iar Oneștiul este beneficiarul acestor tipuri de servicii. Fundația SERA, sunt și alte fundații de la nivel național. Fundația SERA România, care a avut o contribuție și a fost un partener strategic al nostru la nivelul județului și ne-a ajutat să schimbăm viața copiilor cu dizabilități și să mergem către integrarea lor la nivel de comunitate și să oferim servicii de calitate. Hope and Homes for Children este un alt partener strategic la nivel național cu oarecare forță. Mi-am dorit de totdeauna să colaborez, dar având sediul în Maramureș, am reușit abia ultimii 8-9 ani să-i avem în județul Bacău. Și astăzi, nu numai că am creat aceste tipuri de servicii, dar este vorba și de investiții care s-au făcut aici în Onești. Sunt 4 case de tip familial, e un centru de recuperare, centru de zi. E vorba de formarea unei echipe de profesioniști care au beneficiat de formare, care au beneficiat de tot sprijinul și ne-am dus ușor, ușor cu serviciile către familie. Adică
să fim cât mai aproape de familie și nu de a-i scoate din familie și ajunge în... Iar cel mai important proiect care îl desfășurăm acum este cel legat de UNICEF și Ambasada Norvegiei, care cu sprijinul Consiliului Județean am ajuns să fim județ pilot pe țară. E vorba de o investiție de aproape 5 milioane 800 de euro și am obținut și o extensie a acestui proiect după ultimele vizite și a văzut cum decurg lucrurile de după 2017 până în 2018-2019. Foarte pe scurt, ce înseamnă asta? În urma tăierii de posturi, de salarii, de asta, comunitățile mici au fost lipsite de resursa umană, cea mai important. Și am vrut să venim să întărim capacitatea autorităților publice locale prin suplimentarea, prin completarea cu aceste posturi. Gândiți-vă la comunitățile mici ce înseamnă cel puțin 4 locuri de muncă. Asistent social, asistent medical comunitar, consilier școlar și mediator sanitar acolo de la caz la caz. Sunt peste 200 de locuri de muncă create acum într-un an și ceva, plus coordonatorii la nivel județean și așa mai departe. Ce am dorit? Am dorit să aducem la un loc cele trei componente. Când e vorba de componenta de sănătate, componenta de educație și componenta socială pentru a oferi servicii integrate la nivel de comunitate. Nu este ușor, dar sunt pași care s-au făcut. E un proiect pilot, nu merge întotdeauna așa cum ne dorim noi, dar întotdeauna facem, ne oprim, vedem ce a mers, ce n-a mers, schimbăm. Și mă bucur că și mass media aici în Onești am fost invitat la tot felul de emisiuni, chiar mult mai activă și mai receptivă la ceea ce se întâmplă în comunitate decât în multe alte locuri. Și vreau să felicit și văd aici destul de mulți cameramani și cei din presă și tot partea i-am regăsit. Mulțumesc mult de tot. Eu îmi doresc să continui și dacă am această posibilitate acum împreună să ducem această colaborare și la un alt nivel, aș dori ca împreună cu Nicu Gnatiuc, care în ultimii ani am avut o colaborare foarte bună pe linie politică, eu fiind secretar executiv al Organizației Județene PSD, mi-a plăcut foarte mult aici în evidență, nu prin ceva special. Era foarte ordonat, foarte corect, foarte punctual la tot ceea ce a însemnat colaborarea și din punct de vedere organizatoric, colaborarea pe care am avut-o eu ca secretar executiv. Și eu cred că este omul potrivit și mi-aș dori să colaborez în calitatea de primar al municipiului Onești. Să ne ajute Dumnezeu! Da, mulțumesc domnului Sorin Brașoveanu. Nu personajul principal, nu actorul principal, dar oricum, pentru următoarele zile, omul cel mai important pentru dumneavoastră, domnul Nicolae Ignatiuc. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte! Domnule președinte Liviu Dragnea, domnule vicepreședinte Gabriel Vlase, domnule președinte Dragoș Benea, stimați invitați, dragi oneșteni! Hristos a înviat și bine ați venit în municipiul Onești! Domnule președinte Liviu Dragnea, încep scurtul meu discurs prin a vă mulțumi pentru că știu că în această perioadă dumneavoastră faceți un efort în a parcurge toate organizațiile PSD din țară și în acest efort pe care îl faceți zi de zi, v-ați făcut timp să ajungeți la Onești, un municipiu care iubește socialdemocrația. Vă mulțumesc totodată și datorită faptului că într-un moment dificil în viața dumneavoastră, atunci când în alta curte de casație și justiție a dat o sentință cu privire la modul cum dumneavoastră ați organizat alegerile pentru o campanie electorală PSD, ați găsit resursele necesare să treceți peste acest moment dificil, să mențineți Partidul Unit și să ne simțim mândri alături de dumneavoastră că suntem adevărat social-democrați și țin să vă mulțumesc în mod special pentru acest lucru. Domnule președinte, un lucru este cert. Municipiul Onești iubește social-democrația
Județul Bacău iubește socialdemocrația, Moldova iubește socialdemocrația și România, să știți, iubește socialdemocrația. Pentru noi ca socialdemocrați, de ce spun lucrul acesta? Pentru că am demonstrat că știm să facem lucruri bune. Am demonstrat că știm să guvernăm, că știm să creăm bunăstare românilor, știm să creăm locuri de muncă, știm să construim și nu în ultimul rând știm să fim aproape de oameni. Aici în municipiul Onești noi avem aceeași menire precum guvernul PSD care a preluat guvernarea în 2012. Mai precis, să îndreptăm nedreptățile făcute de către alții. Dacă guvernul PSD a preluat guvernarea și a avut sarcina de a reîntregi pensiile, de a mări salariile bugetarilor cu 10%, de a mări salariilor celor din învățământ și din sănătate cu 25%, de a scădea TVA-ul la alimente de la 24% la 9% și la pâine, de a scădea TVA-ul la celelalte servicii de la 24% la 20%, de a reduce contribuția la asigurările sociale pentru angajatori și multe alte măsuri care au contribuit la creșterea nivelului de trai, același lucru trebuie să-l facem și noi în municipiul Onești. Prioritățile noastre sunt sănătatea, educația, atragerea de fonduri europene, atragerea de noi investitori care să genereze crearea noi locuri de muncă. Ceea ce am făcut noi până în 2012 se poate vedea ușor cu ochiul liber. Am construit o primărie nouă, am demonstrat că știm să facem acele investiții de care comunitatea locală are nevoie. Am reabilitat școli, am realizat rețea de alimentare cu apă și canalizare în toate cartierele municipiului. Am modernizat maternitatea pe bani obținuți de la Guvernul României și de la Banca Mondială. Am modernizat acest cinematograf în care ne aflăm astăzi. Am construit biblioteca municipală, am construit sala polivalentă Nadia Comăneci. Am demonstrat că știm să facem. Nu vreau să acordăm și să ne acorăm în trecut, dar nici nu doresc să minimalizăm toate aceste realizări ale noastre, ale tuturor oneștenilor. Sunt de părere că acum, începând din 5 iunie, începe cu adevărat misiunea noastră. Venim în fața oneștenilor cu o echipă tânără, o echipă pe care am construit-o împreună cu dumneavoastră și de care sunt foarte mândru, o echipă de profesioniști, de oameni responsabili, formată din medici, profesori, ingineri, o echipă care știe să genereze plus valoare. Dragi colegi, mai sunt 18 zile până în ziua votului. În tot acest timp care ne-a rămas, trebuie să continuăm să facem ceea ce am făcut și în ultimele zile de când a început campania electorală, adică să trecem pragul fiecărui oneștean. Să prezentăm echipa noastră și să prezentăm proiectele noastre pentru oneșteni. Este o misiune pe care ne-o asumăm cu toți împreună. O misiune grea, dar în același timp și ușoară. De ce este grea? Pentru că oneștenii au foarte multe așteptări de la noi. De ce este ușoară? Pentru că noi am demonstrat că știm să facem și suntem oameni bine pregătiți în domeniile noastre. M-am încăpățânat să nu plec din această țară și din acest oraș. Precum a făcut sora mea, spre exemplu. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că am înțeles că intrând în politică, simt că pot să fac mai multe pentru comunitatea unde m-am născut, m-am educat și m-am dezvoltat ca și eu. Pentru că îmi iubesc orașul, pentru că îmi iubesc țara, pentru că îmi iubesc familia, copiii și pentru că vă iubesc pe dumneavoastră, oneșteni, oameni cinstiți, modești, cu gândul bun, trebuie să ne unim forțele și pentru că sunt inginer constructor, vă invit să construim Oneștiul împreună. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mulțumesc și succes domnului Nicolae Ignatiuc. Într-adevăr, omul care bate țara în uși în lat, acum în calitate de președinte al Partidului Social Democrat, a făcut-o și în calitate de ministru al dezvoltării și nu numai, om în urma căruia au rămas și vor rămâne multe proiecte. Și în județul Bacău sunt o serie de proiecte dezvoltate PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, care încep să se recepționeze, să se finalizeze, pentru că sunteți de aici din zonă, puțină lume știe, poimine inaugurăm o școală la Urbeni, sâmbăta viitoare
o grădiniță la Dărmănești, toate începute în 2014 pe mandatul domnului ministru al dezvoltării Liviu Dragnea. Noi venim de la Bacău, de unde, și este o informație importantă chiar și pentru oneștenie. Bine ar fi să nu aveți niciodată nevoie de unde am fost noi, dar nu se știe niciodată. În 2014, în municipiul Bacău, la Spitalul Județean de Urgență, am făcut o promisiune împreună cu domnul Dragnea că vom pune bazele și vom ridica o secție nouă, modernă, de radioterapie, de tratament pentru cei cu probleme oncologice. Asta s-a întâmplat în toamna lui 2014. Acum 2 ore am fost acolo împreună cu dânsul, am vizitat șantierul. 60-70% din șantier este graficul de execuție. De la 1 septembrie încolo, toți cetățenii județului Bacău, sau în primul rând cetățenii județului Bacău, subliniez, ai județului Bacău, și din Bacău, și din Onești, și din Măinești, și din Comănești, care au probleme de natură oncologică, nu vor mai merge în alte orașe din țară, ci vor merge la Spitalul Județean de Urgență Bacău, grație unui sprijin concret acordat în 2014 de Ministrul Dezvoltării Liviu Dragnea. Să rog, domnule președinte, și de la urmă. Bună ziua și Hristos a înviat! Înainte de toate, vreau să remarc, să-i remarc pe acei copii care sunt îmbrăcați așa frumos și să-i rog să ridice picioare, să-i aplaudăm cu toții. Este foarte drag de voi și mă face să mă simt mândru că sunt român. Vă mulțumesc mult! Pentru început aș vrea să permite să-i mulțumesc domnului Lemnaru pentru tot ce a făcut pentru acest oraș. Am o experiență în administrația publică în general și în administrația locală în special. Cred că așa cum puțin o au în România, așa a fost viața. De mic, de tânăr, a fost prefect, cel mai tânăr prefect din țară, consilier local, consilier județean, președinte de consiliu, ministru, viceprim-ministru. Dar vă pot spune cu sinceritate că sunt puțin primari, așa cum a fost domnul Lemnaru, și am avut ocazia să știu, să aflu, să văd lucrurile pe care le-a mișcat, le-a urnit în acest oraș, și de asemenea am avut ocazia să văd cât de mult și-a iubit și își iubește în continuare comunitatea. Dacă Nicu are la vârsta lui de 38 de ani suficientă înțelepciune să se sfătuiască cu acel om și să învețe de la acel om ceea ce trebuie să știe, pentru că nimeni nu s-a născut învățat, Nicu va deveni un primar bun pentru Onești, un primar care va sta nu numai un mandat, va sta mai multe mandate. Ați dat un exemplu bun cu această sală, domnule primar. Când eu am început descentralizarea în România, pe care, bineînțeles, v-ați referit și la regionalizare, pe care a oprit-o Băsescu, dar pe care o vom reporni, am văzut care este situația îngrozitoare cu sediile unde au fost cinematografe. În unele s-au făcut discoteci, altele sunt căzute, în altele s-au făcut cărciuni, într-un cinematograf s-a făcut o gogoșerie. Și asta ca să vedem cum de-a lungul anilor guvernele de dreapta s-au preocupat de cultură. Ceea ce ați făcut dumneavoastră aici este încă o probă de om gospodar, om care a înțeles și care înțelege ce e nevoie într-un oraș ca Onești, într-un oraș și mai mare ca Onești. Am vorbit cu colegii mei înainte să vin încoace și cu Gabi Vlase și cu Dragoș Benea despre Onești. Și ne-au zis, domnule, să nu vorbești despre RAFO. Nu o să vorbesc despre RAFO, că nu știu ce s-a întâmplat la RAFO. Dar trebuie să vorbim despre șansa pe care acest oraș trebuie să o aibă pentru crearea de noi locuri de muncă. Dar să știți că dacă ascultăm numai oameni care sunt specialiști în datul cu părerea,
și care vorbesc de crearea de locuri de muncă, pur și simplu. Vrem locuri de muncă. Am înțeles că vrem locuri de muncă. Trebuie să ascultăm cu atenție pe oamenii care ne și spun cum se pot crea aceste locuri de muncă. Altfel, este o vânzare de iluzii. Pentru ca Oneștiu să redevină un centru important, așa cum e normal să fie aici, în centrul Văii Trotușului, este obligatoriu ca investiția în alimentare cu apă și în canalizare, precum și infrastructura rutieră să fie realizate. Nu poți să aduci niște investitori să iei de păr și să-i aduci cu japca aici în Onești, investește în Onești pentru că vreau. Așa ceva nu se poate. Trebuie să fie condiții. Ce ați mai spus, și anume autostrada București, Bacău-Brașov, este importantă pentru România, în primul rând, dar este importantă și pentru Onești. Și eu cred că, și sper, că cel puțin toate semnele așa arată, că vom câștiga și alegerile parlamentare și vom prelua guvernul din toamnă. Ăsta este un obiectiv strategic național care va trebui să fie realizat și Oneștiul va fi repus pe harta dezvoltării economice și va fi pus și pe harta marii rețele rutiere din România. În același timp este nevoie de investiții în sănătate și în educație. S-au spus colegii mei despre programul de dezvoltare locală pe care l-am inițiat din dorința de a nu mai lăsa să treacă an peste an în România, pentru ca milioane de români care trăiesc în comune și în orașe mici să nu aibă și ei dreptul la un nivel de civilizație minim. Eu sunt născut într-un sat, crescut într-un sat, educat într-un oraș mic, aproape ca Oneștiu, Turnu Măgurele, în care pentru noi era o mare bucurie să ajungem la București, la Marea Capitală, ca să vedem și noi cum trăiesc oamenii de la oraș, pentru că noi ne considerăm mereu la țară. Și mulți ani, în copilăria mea și în adolescența mea, am crezut că așa trebuie să fie, că cei care trăim la sate sau în orașele mici, noi trebuie să fim de categoria a doua, pentru că, vezi, Doamne, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Tot învățând de la unii și de la alții, am înțeles că toți avem aceleași drepturi. Și mi-am dat seama atunci când am ajuns în guvern că, din păcate, cei din București și nu cetățenii care trăiesc în București, șefii de la București în ultimii 26 de ani, 25 de ani, au zis că la București trebuie să fie toată puterea, la București trebuie să fie toate resursele, acolo trebuie să fie toate hotărârile și să decidă ei dacă celelalte 18 milioane de români care nu trăiesc în București au și ei dreptul la ceva investiții. Sigur că am început o luptă serioasă și eu și Victor Ponta pentru a rupe acest centralism, pentru a rupe acest ghem de putere și pentru a trimite către cetățeni, către instituțiile și administrațiile mai aproape de cetățeni, bani și decizii. Și am făcut acest program care astăzi este, din păcate, singurul program de investiții publice care funcționează în România. Acest guvern de nu știu cum să le zic, de tehnocrați, nu? Să știți că am vorbit cu mulți oameni care chiar sunt tehnocrați și care au spus că le e rușine să le mai spună cineva tehnocrați după ce au văzut, după ce văd ce se întâmplă cu acest guvern. Nu au reușit în aceste 8 sau 9 luni de zile de când guvernează să pornească și ei un program de investiții sau măcar să le urnească pe cele pe care le-am lăsat noi. Și programul de dezvoltare locală înseamnă alimentare cu apă, înseamnă canalizare, înseamnă drumuri județene, locale, comunale, școli, dispensare, spitale, investiții de genul celor de care s-a referit Dragoș de la Bacău și în foarte multe în România. Sunt peste 3.000 de șantiere unde acum se lucrează din plin și pe care nu o să pot să le vizitez, cele pe care le-am pornit eu, nu mi-ajunge nicio viață, dar știu că milioane de români încep să vadă că au și ei o șansă să trăiască mai bine. Din acest motiv este important și votul pentru Consiliul Județean. Pentru că este nevoie de coerență în administrația unui județ. Nu pentru că ceilalți sunt răi. Dar a spus și domnul Lernaru un lucru important, a spus și colegii mei. Oameni buni, este o
comparație ușor de făcut. Din 89 încoace. De câte ori a guvernat PSD-ul, a fost România dezvoltată, au fost bani pentru pensii, pentru salarii care s-au mărit în permanență, s-au făcut investiții, s-au realizat obiective. Când au venit ceilalți, ca și ăștia de astăzi, am auzit mereu aceleași discursuri. În primul rând, nu sunt bani. Era prima declarație pe care o făceau. Al doilea cuvânt era austeritate. Al treilea cuvânt era trebuie să tăiem pensii, salarii și după aia mai spuneau trebuie să înghețăm veniturile. Dar de ce, Doamne iartă-mă, când guvernăm noi avem bani pentru toate și România se dezvolte și când guvernează ei nu sunt bani? Și recunosc că de câteva zile mă tot întreb, discutăm și cu mai mulți oameni, totuși care e explicația? Chiar să nu știe? Mă uit la cei de acum și cei de dinaintea lor de dreapta. Chiar să nu știe? Sau și mai rău, să știe și să nu dorească să facă. Și am început să-mi pun o problemă foarte serioasă și o pun cu sinceritate și mă pun public, dacă acești oameni își iubesc țara. Pentru că nu cred că un ministru cum e cel de astăzi, al agriculturii, care a întârziat până astăzi, sau până mâine, sau până când o să dea, pentru că încă nu știm, subvențiile pentru agricultură, pentru zootehnie, și pentru producătorii de carne, de exemplu. În iunie acum, 10-15 iunie, în sud cel puțin, s-ar putea să intrăm la recolta la orz. Și subvențiile încă nu au venit. Păi oricine știe că în agricultură, dacă nu respectă calendarul, ăla este un an agricol distrus. Și atunci, cum, din moment ce guvernul nostru i-a lăsat toți banii? Sunt fondurile europene alocate special pentru subvenții disponibile. Toate procedurile lăsate, toate documentele lăsate. De ce a întârziat 6 luni de zile să dai subvențiile? Pentru că noi le dădeam în octombrie-noiembrie. De ce? Pentru ca fermierii să le aibă dinainte să poată să-și înființeze culturile. Asta înseamnă că și PIB-ul României va fi mai mic, pentru că va fi o producție agricolă mai mică, și fermierii vor avea venituri mai mici. Asta înseamnă, mai departe, că, de exemplu, concurența pe care o înfruntă acum, nu știu, hai să spunem, producătorii de carne, de pui, de porc, concurența cu produsele care vin de afară, este deja pierdută pentru ai noștri. Pentru că ceilalți, celelalte state, au avut grijă să-și susțină fermierii, să dea subvențiile la timp. Ai noștri au uitat, dar nu poți să spui că ai uitat o săptămână, o lună. Dar nu poți să spui că ai uitat 7 luni sau 8 luni. Și nici nu permit să spun că sunt proști. Pentru că nu cred că sunt proști. Eu cred că sunt rău intenționați. Și cred că au, de fapt, altă misiune. Și din acest motiv vreau să vă rog să luați în serios aceste alegeri. Oneștiu are o speranță. Oneștiu poate fi renăscut și va fi renăscut. Dar pentru asta are nevoie și de un Consiliu Județean care să fie condus într-un mod cinstit, corect, așa cum a fost condus 12 ani de Dragoș Benea și mulțumesc și fericit pentru asta. Așa va conduce și Sorin. PSD-ul vine întotdeauna în fața oamenilor cu candidați care știu ce au de făcut. Candidați care nu toți sunt foarte pricepuți la vorbe. Că știți că sunt foarte mulți politicieni care vorbesc bine, care vorbesc frumos, care mai și hăhăie, așa cum hăhăia și Băsescu, și care au luat mințile românilor și au pus tampila unde nu trebuia. După care, nici nu mai recunoșteau că au votat cu el. Dacă mergeți pe stradă și întrebați 100 de oameni dacă au votat cu Iohannis, o să vedeți că foarte puțin mai recunosc. Atunci, cum a ieșit ăsta președinte? Și atunci, este rolul nostru să vorbim serios cu cetățenii, să le explicăm serios cetățenilor că aceste alegeri înseamnă investiția lor în viitorul lor. Pentru că acești oameni nu vor să fie primar sau președinte de Consiliul Județean pentru ei. Pentru că știu foarte bine că de la PSD nu așa se pune problema. Toate promisiunile și obiectivele pe care ei spun că le vor face nu sunt puse acolo în glumă. S-au puse ca să fie trecute pe o foaie de hârtie. Toate aceste obiective au fost verificate să se vadă dacă se pot face. Pentru că și mâine și poimine și peste un an de zile să poată ieși cu fruntea sus și Nicu și Sorin și Dragoș și eu și toată lumea
să vedem că așa cum am stabilit, în termenele stabilite, ceea ce noi ne-am propus și am spus, doamne, s-a făcut. De asemenea, este important ce se întâmplă la toamnă. 2017-2018 sunt doi ani cruciali pentru România. Sunt ani unde și lumea se va reașeza. Sunt ani unde, sau în care și regiunea noastră se va reașeza. Și mă refer la țările din jur. Și sunt ani în care România are două variante. Se meargă pe un drum închis, pe un drum prost și în cădere, ca să fie condusă în continuare de oameni care nu-și iubesc țara și care nu ard de dragul acestei țări și care nu sunt preocupați de ceea ce ar trebui să facem pentru ca în România să trăim mai bine, sau să mergem pe drumul pe care PSD-ul a pus-o întotdeauna. Chiar dacă unii s-au mai supărat. Și dinăuntru și din afară. S-au mai supărat pe PSD. Pentru că noi iubim foarte mult țara și suntem români. Sigur că vrem să avem relații foarte bune cu partenerii noștri și le susținem. Și iubim. Dar cel mai mult, noi iubim țara. Pentru că suntem români. Și vrem ca și noi să beneficiem de tot ceea ce beneficiază orice țară, de exemplu, din Uniunea Europeană. De asta e important, acum la alegeri, să discutați cu oamenii despre tot. Și despre alegerile locale, și despre alegerile parlamentare. Și despre ceea ce trebuie să facem în continuare în România. Știți că se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre scandalul din sănătate. Da, se vorbește. Pentru că este sistemul în care, pe care noi l-am preluat cu spitale închise, și știți bine. Am reînceput să deschidem spitale, cât am mai stat la guvernare. Am făcut investiții serioase în spitale, am făcut investiții serioase în școli, în programul de care vă vorbeam, pe care l-am gestionat eu. Numai anul ăsta se finalizează peste 500 de școli în România, școli noi. Sunt cele două mari sisteme în care noi am investit în permanență. Dar n-am văzut la ceilalți să investească în aceste sisteme. De asemenea, în agricultură. În agricultură reușisem ca pentru prima dată balanța comercială să fie în favoarea României, după zeci de ani. Acum am înțeles că au vrut să-și ia țara înapoi. Nu? Așa spuneam. Propunerea mea este și acum și la toamnă să le luăm țara înapoi. Pentru că e țara noastră. Noi trăim în ea, cei care am rămas aici în România, noi o iubim, pentru ea muncim, pentru ea suferim. Unii suferim mai mult, pentru că am făcut mai mult și am îndemnat lumea să vină la vot și mergem mai departe, alții o suferim mai puțin. Dar ceea ce e important pentru noi toți, și vreau să vă spun acum spre încheiere, că nu plecăm genunchiul și nu fugim. Pentru că de noi, de PSD, depind destinele a milioane de români.